Asta și ultimul subiect pe seara aceasta este ceva în felul următor. O familie, soț, soție și două fiice. La început, soț, soție, fiice, familie. Au stat până au crescut copiii. Sau fiicele. După care soții s-au despărțit. În momentul acela foarte greu în viață. Din nu știu ce motive s-au despărțit. Asta înseamnă că familia s-a rupt în două. Mama acolo, tata acolo, fiicele pe drum singure. Ori cu mama, ori cu tata, ori cu tata, ori cu mama, ori împărțit, în fine. Bine că nu s-a întâmplat așa ceva. De, când ajungi, fiind ultimul din familie, și pentru că părinții nu se înțelegeau, au luat acea decizie aparte. Pentru că ai 18 ani și te duci la facultate, am decis cu toții ca noi să ne despartem. Sora ta e mai mare cu câțiva ani. Da? Și e la casa ei. Tu te duci la facultate, noi ne vom face tot posibilul să te întreținem în continuare cum am făcut înainte. Dar noi doi, mamă și tată, nu vom mai fi soț și soție. Săraca fiică ultima rămasă așa, ce să facă? Să duce la facultate. La facultate unde doarme în regie. Și să facă facultate, masterat și toate cele. Când s-a întors acasă, mama i-a spus: eu m-am despărțit de tata ca să nu fii așa fraieră ca mama. Pleacă oriunde în lume ca să întâlnești mai mulți băieți și să nu plângi ca mine. Că uite, eu acum m-am despărțit de tatăl tău și sunt divorțată. Sora ta e la casa ei măritată, tu ești singură, trebuie să știi să fii mult peste noi. Trece timpul. Viața trece. Fata rămâne săracă, șocată. Se întoarce de la facultate și masterat. Așa. Nu mai există familie. Unde să mă duc? La tata, la apartamentul 7 din blocul nu știu care, de pe strada nu știu care, din oraș? Sau la mama, la apartamentul nu știu care, din alt bloc, la alt număr, altă stradă, din același oraș. Bine că nu e în alt oraș. Că atunci ar fi fost și mai perplexă treaba. Și săraca fată, la un moment dat, ajunge: ce mamă de datorată am avut. E serios. Sau am. Între timp, fata cea mare se desparte și ea. Pentru că mama și cu tata s-a despărțit. Deci, mama și cu tata s-a despărțit. Fata mare, sau fiica mare, s-a despărțit. Fiica mică deja este în ceață. Ce mama naibii să fac? Când m-am întors de la facultate și masterat,
că nu mai am familie. Mama și cu tata s-a despărțit. Sormea, cum vrei să-i spui, sau sora mea, s-a despărțit. E pe cinste treaba. Dar în momentul când nu vorbești, așa ceva pățești. Cândva și ai mei au avut un moment de cumpănă, dar au decis la un moment dat să vorbească unul cu altuia sau celălalt, chiar unul, două, trei. Vorbind, poți trece peste. Dar există și varianta aceea. Pentru că tu ești cel mai mic sau cea mai mică, că te-ai dus la facultate și că celălalt e la casa lui, noi am decis să ne despartem. Fiecare cu familia lui, casa lui, apartamentul lui și toate cele. Sau să vorbești unul cu celălalt. Nu să ții. Tip. Unul se enervează, unul pleacă, unul rămâne, îi vine pe sub ușă celălalt sau cealaltă. Și gata. Și asta e viața. În Statele Unite se cheamă terapie de cuplu, dacă vrei să știi. Și să mă duc eu la psiholog, o al meu bărbat sau a mea soție, să ce? Să vorbesc în fața unui psiholog despre a noastră relație. Doar vorbești și într-o zi o să înțelegi. Dar dacă înjuri și se jură că nu fură și nu știu mai ce, și se jură că nu se înjură unul pe altul, nu iese nimic. Iese o mare despărțitură. O seară plăcută în continuare.